Biserica Sfântul Vasile cel Mare din Roman, singura cu acest hram din municipiu, părintele paroh, preot dr. Florin Aurel Țuscanu, cu ajutorul Dumnezeu v-ați învrednicit să continuați pictura bisericii, de fapt, care este la început, cum stau lucrurile? Cu mare bucurie, ienoriașii parohiei Sfântul Vasile cel Mare au demarat această lucrare prin donații, prin acte de caritate și vreau să vă mărturisesc că banul văduvei, cum este rămas memorabil în Sfânta Evanghelie, deci darul celor sărmani și puținul lor se adună și iată-ne astăzi în Sfântul Altar cu echipa de pictori care au pornit deja lucrarea și o și continuăm. Nu este greu cum pornești, ci este important cum termini, cum duci mai departe un început frumos. Și sperăm că de hramul bisericii, de Sfântul Vasile, măcar altarul bisericii să fie înfrumusețat, după care și catapeteasma să fie zugrăvită cu icoane, de aceeași echipă de pictori, pentru a avea o uniformitate în spațiul de cult și așteptăm în continuare, poate ne va ajuta Dumnezeu să găsim posibilități financiare pentru a continua toată biserica. Lucrarea este costisitoare și, după cum bine știți, calitatea unei picturi constă și în mâna meșterului, dar și în culorile pe care le aplicăm și iată, noi am căutat culorile cele mai bune din Franța, pentru că este și o biserică unică în protopopiatul nostru și cred eu chiar în țară. Este pe o structură metalică și nu pot să pictez pe metal, trebuia să găsim acest material numit reflex care să poată înveli spațiul interior al bisericii și cu un gleț special să putem aplica stratul de pictură. Dacă nu facem o pictură de calitate, ea se poate exfolia sau aceste plăci care au fost ansamblate atât de armonios cu mii și mii de șuruburi și cu acest glet special ar putea ceda și atunci apar fisuri pe sfinț sau pe scene biblice și nu se cade. Facem o muncă de calitate încă din început. Părinte paroh, mărturisesc sincer că eu m-aș fi așteptat la niște, să le spun așa generic, meșteri, că spun cu drag, mai de vârsta mea, mai așa, văd că aici este o echipă doar de tineri și am înțeles că aduc cu ei și ceva special. Despre ce ar fi vorba? Această echipă este într-adevăr tânără, dar tinerețea, cum spune și Sfântul Apostol Pavel,
Deci nu trebuie să ne socotim, pentru că un talent, un dar al lui Dumnezeu poate să fie în mâna unui tânăr și el dacă valorifică, cultivă acest dar, cum au făcut-o ei, atunci ajung la performanță. Vreau să vă spun că acest grup de pictori format din 6 tineri teologi, toți sunt licențiați în teologie, au urmat cursurile Facultății de Teologie cu binecuvântarea prea fericitului Părinte Patriar Daniel și au fost probabil selectați după talentul lor și valorificați. Au fost trimiși la studii, la burse, în Grecia și au deprins arta curată bizantină, ceea ce se poate vedea și în altarul bisericii noastre. Iar la întoarcerea din Cipru, unde au pictat câteva biserici, astăzi ei au o biserică foarte frumoasă în lucru în Iași, care va fi sfințită chiar luna viitoare. Este partea finală a picturii. S-a anunțat însuși Patriarhul României la această sfințire. Și aici la noi, după cum bine vedeți, folosesc modele și motive bizantine curate și o tehnică specială pe care ei și-au însușit-o acolo și o valorificăm noi. Deci este un lucru bun că i-am găsit pe acești tineri care să înfrumusețeze pictura bisericii noastre într-o manieră originală. Deci pentru zona Romanului nu avem așa ceva.